Multe familii din satele Moldovei nu știu cum vor supraviețui aceste ierni. Din cauza prețurilor mari la lemne, oamenii sunt nevoiți să economisească la maxim pentru a păstra căldura în case. Cărbunele este de categoria luxului pentru ei. Situația este și mai complicată din cauza tarifelor ridicate la gaze și lumină. Pentru familia Tatianei, ca și pentru majoritatea locuitorilor din satul Doltu, raionul Fălești, iarna este asociată cu stresul. Femeia s-a pregătit din timp, economisind bani în fiecare lună pentru a cumpăra lemne și cărbune. Pentru comunale, dacă încă îți ajungi, dacă poți încă să rezești, e că-s foarte costisitoare, în primul rând, lumina, e peste măsură de scumpă. E pentru mâncare acolo, poți mai și... Atât, dar să-ți mai cumperi un lemn, imposibil. Noi ne încălzăm la lemne, pentru că nu avem încălzări autonomă sau ei la lemne. Pe an noi undeva la două toane de cărbun cheltuie, când facem foc în două case. Plus lemne, vreo 5 scladometri, e scump. Vreo 20.000 de lei liber e. La sigur îi cheltuim, dacă nu mai mult. Plus, de-am să mai socoate comunalele, iar aici e greu. Tatiana are 3 copii mici, dintre care unul a mers anul acesta în clasa 1. Pregătirile pentru școală au lovit serios în bugetul familiei, iar acum sunt nevoiți să economisească și mai mult. Soțul e peste hotare la muncă. Eu am lucrat într-un market în orașul Fălești, ca casier, la moment sunt concediu de maternitate. Pentru că nu putem rezista fără cu banii de la Moldova, cu banii. Nu, e imposibil. Greu. Nu, în sat mai unii poți să te duci la muncă, numai cât în oraș trebuie să fii, poți să te duci, dar în altă parte la noi în sat nu, mai unde e. Grădini, școala e închisă, copilul primul cel mai mare la școală, intrat anul ăsta în clasa 1, el pleacă la Fălești, noi învață, nu învață în sat pentru că școala o închisă. În gospodăria Tatianei locuiește și mama acesteia. Cu mai bine de 10 ani în urmă, femeia a luat în grijă o nepoată care are nevoie de îngrijire specială. E foarte greu de întreținut. Ei invalid de gradul 1, mama, tata au murit, nu au avut cine să o iei și mama, mă rog, o... Dacă e nepoată, mama ei, soră cu mama, și o luat-o în îngrijire. Din 2014 e la noi și are acum câțiva ani de când eu i-am angajat oficial ca asistent personal dumneavoastră. Eu ani buni au fost, nu au trăit numai doar pe pensie de 1200 pe atunci era. Eu tăi din pensia ei jumate din pensie și eu făcut ca să-i poată să-i fac un salariu cât de cât. Mama, ca să poată să îngrijească. Cu o mână o dat, cu două o luat. Familia este mare, povestește Tatiana, iar într-o singură casă nu aveau destul loc pentru toți. De aceea au fost nevoiți să iau un împrumut pentru a repara o casă mai mică. Acum, ca să faci măcar cât de cât o leacă condiții în sarai ăsta, mama, adică a luat un credit și am făcut reparații, că altfel nu puteai. La noi, în Moldova, fără credite, e imposibil. Dacă ai un salariu cât de cât, poți mai rezist că iei un credit, dar în alte cazuri nu știu cum rezistă lumea. E greu. Tatiana recunoaște că este dezamăgită de autoritățile actuale și că nu se așteaptă ca situația să se schimbe în curând după aceste alegeri. Dar la noi în sat nu s-a făcut absolut nimic după stil european. Lumina e pusă de... nu e pusă de guvernarea PAS. E pus de... Atunci eram că doamna Galina a câștigat proiect care era primar, fosta primăriță care eu a murit. A câștigat și l-a scos tot Iamatin, că l-a scos în capăt, dacă mă greșesc. A pus luminarea stradală, ei era candidat din partea domnului Ilanșor. Ne-am așteptat ca să fie deschis mai multe posturi de muncă, să fie pensiile mai mari, salariile mai mari. Nu, nimic nu s-a ținut, din nimic nu s-a ținut de cuvânt. Primul tur care l-a câștigat în acești 4 ani trebuie să facă din țara noastră, mă rog, cât de cât ceva puteți schimbi.
dar nu a schimbat nimic. Absolut nimic. Noi sperăm la mai bine, dar nu știu dacă o să schimbi. Cu guvernarea din la moment, nu știu dacă ei s-au mărit lor salariile cât au vrut, cum au vrut, dar la populație nu s-au gândit. Conform datelor de la Moldsilva, prețurile la lemne au crescut cu 5-10% în acest an, comparativ cu anul trecut. Astfel, un metru stier de lemn de esență tare costă între 750 și 1250 de lei. Prețul lemnelor moi și rășinoase variază între 370 și 750 de lei. Însă, pe lângă costul lemnelor, oamenii trebuie să plătească și pentru transportul acestora, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare.